Pace Domnul. Dați bare, de aia nu în România, am mai gonna try. Nu mă atât aș fi limba română sau nici nu mai încerc. As the pastor said, I'm from Ukraine. Cum o să spun pentru pastor, eu am născut în America. My name is Benjamin and when we're 5 years old, we moved to the United States. Numele meu este Benjamin și când am împlinit 5 ani, am mutat eu cu întreaga familie în America. Not being able to speak and understand the language sometimes makes it very tough. Să nu pot să vorbesc limba a fost foarte greu. For example, I can't speak Deutsch. Nu pot să vorbesc nici Deutsch acum. So when I went to get a haircut, this is what turned out. Și când am mers să-mi taie părul, așa m-a tăiat părul, că n-am știut cum să vorbesc cu ei. So, with that, I want to start my sermon by saying. Vreau să încep îndemnul, predica. That you could go to church. Că poți să mergi la biserică. That you could listen to sermons. Poți să auzi la o predică, să asculti la o predică. That you could be reading the Bible. Ei poate să citească Biblia acolo. Yet being a dead Christian. Dar poți să fii un creștin mort. And it's possible for you to go to church for many years. Și foarte posibil să mergi la biserică pentru mulți ani. And never encounter Christ. Și niciodată să întâlnești pe Domnul Iisus Hristos. Showing your face in church. Să-ți arăți fața în biserică. But not having a relationship with the Lord. Dar să n-ai o relație cu Dumnezeu. Why I'm saying this? De ce spun lucrul ăsta? Is because for the first 17 years of my life. Îi zic primii 17 de ani în viața mea. I went to church, I listened to sermons, I prayed. M-am dus la biserică, am ascultat la predici, m-am rugat. But there came a time where I had to be reborn. Dar a venit un timp când trebuia să fiu născut din nou. And you know, I want to read one passage. Vreau să citesc numai un cuvânt. Due to lack of time, I'm not going to read too much scripture. Fiindcă n-am așa mult timp, nu o să citesc prea mult. Evrei 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri, și azi și în veci. Amen. This place is we hear many sermons on this place. Noi auzim foarte multe predici din locul acesta. But I truly believe that Jesus Christ is yesterday, today and forever the same. Dar eu cred cu adevărat că Dumnezeu este la fel ieri, azi și în veci. And I believe that he has power till this day. Și eu cred că el are putere și în ziua de astăzi. His blood has power to cleanse. Sângele lui are putere să curăță. To heal. Să vindecă. To forgive, să iartă, să dea mântuire. We prayed for my brother for 7 years. Ne-am rugat pentru fratele meu pentru 7 ani. He was lost in the world. A fost pierdut în lume. 7 years go by of hard prayers and fasting. 7 ani s-a dus de rugăciune fierbinte și de post. And God touches my brother. Și Dumnezeu a atins pe fratele meu. He comes, repents, s-a pocăit. And I see the fruits of repentance. Și acum văd fruntele așa de pocăința lui. You know, I want to go back to scripture. Vreau să mă duc înapoi în Scriptură. Luke chapter 8. Luca capitolul 8. I'm not going to read. N-o să citesc. But we know the story when Jairus came to Jesus. Dar știm povestea asta când a venit Jairus la în fața lui Dumnezeu. And he comes and tells Jesus, "Hey, my daughter is very ill." Și a zis lui Dumnezeu, fata mea este foarte bolnavă. Come inside my house and heal her. Vino în casa mea și vindecă-o. And we see what happens. Și noi vedem ce se întâmplă. This man Jairus, he has a lot of faith. Omul ăsta a avut foarte mare credință. He knows that when Jesus enters his house, his daughter is going to be healed. El a știut că în momentul când vine Iisus Hristos în casa lui, fata sa va fi vindecată. But as he's walking, a big crowd is walking. Era o mulțime de oameni. There's another woman that has a lot of faith. A venit mai o femeie cu credința asta mare. She comes to Jesus and touches his cloak. A venit la Iisus Hristos și l-a atins de robul lui. She had bloodshed for 12 years. A avut o boală de 12 ani. And now once she is healed. Și într-un moment a fost vindecată. And I believe. Și eu cred. That power. Că puterea asta. Că Iisus Hristos a avut. Through the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. He can use us. El poate să ne folosească pe noi. Through the Spirit inside of us. Prin Duhul Sfânt care este în noi. In Acts chapter 1. Fiindcă faptele Apostolului capitolul 1. It says that when the Holy Spirit will come, you shall receive power. Zice, când Duhul Sfânt va veni, veți primi putere. And Jesus Christ, he gave us his power through the Holy Spirit. Și Iisus Hristos a dat aceeași putere prin Duhul lui Cel Sfânt care ni l-a lăsat. And that's what he said. Who touched me? Și atunci el a zis la femeia asta, ce m-a atins? He felt that power has a simțit că puterea a plecat din el.
And as the story continues, și când povestea mai continuă, he tells the woman, "Your faith has made you well." El a spus la femeia asta, credința ta l-a vindecat. And I want to ask a question. Și vreau să vă întreb pe fiecare din voi în seara asta. Do you believe? Do you have faith that the word of God is real? Crezi că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat? Do you believe that yesterday, today, forever He's the same? Crezi că ieri, azi și în veci este la fel? And He's able to heal any sickness that you might have. Poate să vindecă orice boală care aveți. And I want to go further. Și vreau să mai mă duc mai departe un pic. The ruler comes. The ruler comes to Jesus. Omul ăsta a venit la Iisus Hristos. And he's like tells Jairus actually. He tells Jairus, "Your daughter died." Și a spus, a venit un om la Jairus și a spus, fetița ta a murit. Don't trouble the savior. Nu vină la Dumnezeu și don't trouble the teacher. Și nu ia timpul lui că fata ta a murit. But what did Jesus say? Dar ce a zis Iisus? Fear not, believe only. Dar Iisus i-a zis, nu te teme. Crede numai și va fi tămăduită. Aleluia. And as we see, și acum vedem, he also says, și mai a zis, fear not, believe. Okay. And we see in this, și vedem în asta, that Jesus also tells us, că Iisus și la noi ne spune, if there's any situation or problem in your life, dacă este o situație sau problemă în viața ta, do not fear, but only believe that Christ can change. Nu te temeți. Crede numai că Iisus Hristos poate să schimbe situația asta. That His hand can do it. No, nothing's too hard for Him. Nimic nu e prea greu pentru mâna Lui. And in our lives, și în viața noastră, many times it could happen. De multe ori poate să întâmple. There may be I'm turning maybe more to the mothers and fathers that are praying for the lost kids. Poate că acum vorbesc mai mult la părinții, la tăți și la mame care se roagă pentru copiii, fiii risipitori, copiii care au plecat de la Domnul. And as these people came to the Jairus and were saying, și cum a venit și oamenii ăsta la Jairus și a spus, Your daughter is dead. There's no point. Mori, nu mai este, de ce să te rogi? Don't trouble the teacher. Nu vine la Dumnezeu și deranja. The enemy comes and says, hey, give up. Diavolul vine și spune să nu mai ai nădejde în lucrul ăsta, e pierdută sau e pierdut. There's no more salvation for your child. Nu mai este mântuire pentru tine. Your child is in addiction. Copilul tău sau fata ta este în adicție. Your child is in sin. Copiii tăi sunt în păcat. Your husband's not a believer. Bărbatul al dumneavoastră nu-i credincios. Your wife has cancer. Nevasta ta are cancer. Do not listen to that voice. Nu ascultă de glasul ăsta. Because Jesus Christ is yesterday, today, and forever the same. Pentru că Iisus Hristos este ieri, azi și în veci la fel. If He's able to resurrect the dead. Și dacă a putut să-l trezească din morți. If He's able to just by one touch heal a woman that was 12 years sick. Dacă a putut numai să atingă o femeie pe ea și să fie vindecată. He's able to save. He's able to heal. Poate să vindecă. That's not. That's and what's this word of God has power. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. If we accept what is written here, dacă acceptăm ce este scris în Scriptură, and do not limit none of it, și dacă nu limităm nimic din Scriptură, then we open the door. Și deschidem ușa. We let God work through us. Și lăsăm ca Dumnezeu să lucreze prin noi. And I don't doubt that there's people here. Eu n-am necredință că este oameni aici. They have some kind of problems. Are ceva probleme. And maybe their children are not obedient. Posibil că copiii sunt neascultători. Să nu pierdeți nădejdea. Because as my parents were praying for me, fiindcă așa cum și părinții mei s-au rugat pentru mine, as my parents were praying for my alcoholic brother, așa cum părinții mei s-au rugat pentru fratele meu care era alcoholic, God is able to answer and come through. Dumnezeu poate să răspunde, Dumnezeu poate să împlinească cuvântul. Because He's the one that frees. Fiindcă El e Cel care dă eliberare. He's the one that saves. El e Cel care mântuiește. And there's nothing impossible. There's no mountain that He cannot move. Nu este niciun munte care nu poate să mută. There's no sickness that He cannot heal. Nu este nicio boală care nu poate să fie vindecată. Even if like the woman, if you're spiritually dead, și chiar ca femeia asta, dacă sunteți morți în spiritual,
God is able to breathe in life. Dumnezeu poate să dea suflet de viață. Give you life with abundance. Și poate să dea viață de plină. Because He is the way, the truth, and the life. Fiindcă El este calea, adevărul și viața. And He wants a relationship with you. Și vrea o relație cu fiecare din voi. He wants you guys to trust Him. Vrea ca fiecare din voi să puneți toată voastră în El. Să credeți. To believe the words that He says. Să credeți cuvântul. And remember what I read just a minute. Și să vă aduceți aminte. That Jesus Christ is yesterday, today, forever the same. Este ieri, azi și în veci. And I want to invite you guys all to prayer. Și acum vrem să ne ridicăm, să ne rugăm. To cry out to God. Să plângem la Dumnezeu. Amen. Amin.